Consiglio di Direttore Sorrentini. Applauso. Și să vedeți cât de largă mâine ca popii din Oșuni. Aici ne-am adus un CD-ul că vreau să-i dau ceva ca să-și aduc aminte de Cristian Pomohaci, vă rog din toată inima, alături de respect și de mulțumire și de care s-a rezultat. Un CD-ul semnat Cristian Pomohaci și Dumitru Tăcaș. Și am spus oamenilor dumneavoastră, n-ați auzit că n-ați fost atent la spectacol, dar o să vă spună mâine ce s-a întâmplat aici. Am spus oamenilor că v-am cunoscut de când ați fost mic, tânăr, debutant și veniați încălțat cu obcini și cu un costum extraordinar de frumos, dar de când sunteți director, sunteți încălțat cu pantofii la Versace. A rămas același om și vreau să vă spun că pe omul frumos și omul în care este caracterul lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu nu poate schimba niciodată nici vremurile, nici oamenii răi, și nici funcția. Aceasta este Sorin Filip. Acesta este Sorin Filip. Vreau să spună două cuvinte. Le spuneți după ce gatul de cântat. Și dacă vreți să spuneți două cuvinte, domnul Vișan, de când umblați dumneavoastră cu filmările prin țara asta, ați văd vreodată un popă să dea la cineva ceva? Să vă aduceți microfon. Dar ca să vedeți că Andrei din Suceava nu a văzut pe scenă un popă, ci a văzut un preot, vă rog să spuneți două cuvinte. Vă spun din nou bună seara, ne bucurăm că iată ați avut deosebită plăcere de a fi alături de noi la acest Festival Internațional de Folclor Cântecele Neamului, a ajuns la noua ediție. Vreau să mulțumesc părintelui că iată a venit în Bucovina noastră dragă și cred că merită din nou aplauzul dumneavoastră. Realiza acest frumos eveniment, acest spectacol, fiindcă știți că nu este ușor. Să mulțumesc orchestrei ansamblu artistic Ciprian Bolonescu din Suceava, producerea muzicală Răzvan Mitoceanu, dirijor Adrian Seneliu, orchestrei corpului de balet, coregraful George Paniuc și, în ultimul rând, dumneavoastră, publicul iubitor de folclor care ați fost alături de noi. Dar nu am putut să ne vedem cu bine. Numărat două cuvinte astăzi, aplauze pentru domnul director, cu două cuvinte! A fi om îi lucru mare, a și domn îi o întâmplare. Yes.
crește și nu știe. Și e om de omenie, nu grăiește și nu știe. Care e om într-o să știe, numai să prindă gândiri omul. Să vă mulțumim pentru vizionare!